Dragii mei, Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, așa cum v-am spus de fiecare dată. În stânga mea este prea fericita principesa, în dreapta mea am câteva chestii pe care trebuie să vi le arăt, dar trebuie să menționez un lucru care este foarte important. Acest video nu este pentru toată lumea. Deci nu este pentru toată lumea. Este dedicat doar oamenilor, tinerilor, tinerelor care au înțelepciune. Și am să citesc un cuvânt din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, să vedeți și voi ce spune Domnul Iisus Hristos despre oamenii care n-au înțelepciune și ce fel de oameni sunt ăștia care au această lipsă de înțelepciune. Și Domnul Iisus Hristos spune, cine n-are înțelepciune să o ceară. Avem câteva lucruri pe care trebuie să vi le arătăm, da? Ca să facem câteva referințe la ce se întâmplă un pic în trecut. Aici sunt câteva poze frumoase. Aici mai avem ceva frumos și ce este cel mai important, ce avem în cutia aceasta. Pentru că mie îmi place, așa cum am spus de fiecare dată, mie îmi place să mi semnez momentele care consider că sunt importante în viața mea. Da? Și dacă este un moment important pentru tine și crezi că o să poți să faci o lucrare frumoasă sau poți să-ți încânți nevasta, poți să-ți încânți bărbatul și vrei să îți consemnezi, da? Cum am spus și videourile anterioare, de ce ne facem poze? Pentru că vrem să înregistrăm un moment, da? Emoția aia, da? Aici am un album. Nu o să vă arăt pozele, că na, sunt poze foarte vechi. Dar este un album. Eu dacă nu mai aveam, dacă nu făceam pozele astea, te principe să avea acum le vede, iar n-am văzut. Nu le-ai văzut, da, doar o poză să... Deci aici sunt niște poze, eu am consemnat toate amintirile mele, da? Asta este o poză, când aveam și eu 18 ani, eram și eu copilaș pe aici. Nu că acum aș fi foarte bătrân, eram înainte să mă întorc la Dumnezeu, aveam părul lung, mă purtam și eu cum mă purtam, dar sunt niște momente, când mă uit la poza asta, îmi amintesc cu drag de momentele acelea, da? Unde am fost, știu exact unde am fost aici și... Agenda asta este plină cu o grămadă de poze. Bine, las că mă întâi la ele mai târziu. Ok. Ok. Deci, ce s-a întâmplat cu Parisul este același lucru din punctul meu de vedere. Am consemnat, am înregistrat, pentru că atunci când mă voi uita cu principesa mea, apropo, ce-a spus maică ta, să-ți aducem doi nepoței, ce-a spus? Ai spus astăzi. Zice, fă-ți repede copiii tăi să am și doi, trei nepoți. Și când o da Dumnezeu, ne căsătorim cu ajutorul lui Dumnezeu, ne păstrăm, ne luptăm să fim curați până la luptă, până la nuntă, ne rugăm. Domnul Iisus Hristos îmi este martor. În fiecare joi avem un plan de post și rugăciune și ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și consemnăm fiecare moment al vieții noastre. Da? Și nunta este același lucru. Atunci când chem pe cineva și îl plătești să-ți înregistreze video toată nunta, o faci pentru că vrei ca atunci când o să ai copii sau peste 10, 15, 20 de ani, dacă Dumnezeu îți dă copii și îți dă sănătate și o să ajungi în perioada aceea, să te poți uita cu mare drag și să spui, uite ce tineri eram, uite ce frumos eram atunci. Asta înseamnă și pentru noi momentul acesta, da? Chiar dacă unii au luat-o cu hate, Domnul să-i binecuvinteze și pe ăștia cu hate. Am văzut foarte multe comentarii frumoase, vă mulțumesc tuturor, Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Am văzut și mesaje răutăcioase, din fericire pentru acești nefericiți sau frustrați sau nu știu cum să-i numesc. Dumnezeu să mă ierte dacă greșesc. YouTube-ul este mai deștept decât voi, să știți. YouTube-ul este mai înțelept decât sunteți voi. YouTube-ul știe ce să dea drumul și ce să nu dea drumul. Voi nu știți la ce să dați drumul la gură și la ce să nu dați drumul. Pentru că Biblia spune, cine n-are înțelepciune, să o ceară. Hai să vedem unde scrie. Iacov 1, de la 5 la 8, inclusiv 8, să citiți. Da? Spune, cine n-are înțelepciune, să o ceară. Bun, ăsta este un moment pe care noi îl vrem să-l consemnăm. Aici o să fie scris Dani și Vero și o să fie 11.06.2022. Și când vom face nunta, și atunci vom face ceva frumos. Nu este niciun fel de reclamă, nu vă uitați ca și, da? Deci nu facem reclamă nimănui. Tocmai de aia o să întoarcem și cu spatele găletușul ăsta ca să nu se vadă. Așa trebuie să fie instrucția ți-a pus aici pe obiect? Da. Deci,
Noi ne bucurăm, noi luăm totul ca din mâna lui Dumnezeu, ne bucurăm de viață, ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Mă bucur de prigivesa mea, pentru că 7 ani de zile am tăcut, m-am rugat în tăcere, aici la marginea patului mă rugam și în fiecare început de an îi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, oare anul acesta va veni? Oare anul acesta? Plângeam și mă rugam. Numai Dumnezeu știe și cei care au fost alături de noi. Așa că de asta nu dau voie să vorbească celor ce n-au vorbit atunci. Pentru că dacă atunci n-au avut un gram de înțelepciune sau un gram de putere să mă ajute să pot merge mai departe, din pricina goliciunii a sufletului, pentru că dacă erai plin de Dumnezeu, aveai ce să dai și aveai ce să încurajezi și aveai ce să spui. Dar din goliciunea sufletului tău, n-ai avut să dai nimic, de aceea nu poți să vorbești astăzi. Pentru că ești gol. Domnul să te binecuvinteze și să-ți dea putere să te umple cu puterea Duhului Sfânt. Amin. Gata. Am încheiat aici paranteza. Îi dau la principesa mea să se uite aici la instrucțiuni. Și noi o să facem acest lucru care o să fie un moment frumos. Avem și aici două, nu știu ce scoate asta. Gata, evita mea, eu iau loc, tu uite-te acolo, eu mă uit un pic la ele și... Uite-ți toate instrucțiunile de utilizare înainte ca să dați drumul la distracție. Păi avem așa, avem două pungi cu pudră algenică. Pudră, cum ai spus? Pudră algenică. Alginat, pudră de alginat. Astea două trebuie să fie. Da, asta e. Așa. Și alea trebuie să le punem. Și asta ce e? Mai e o pungă de? Gips. Asta este gipsul. Un kilogram. Să vedeți ce fain o să fie. Dacă facem pașii bine. Pudră, punem apa atâta cât ne încap mâinile nouă. Deci trebuie să punem apa fix. Fix. Păi stai să nu pun toate aici. Dacă nu ți ajunge, trebuie să fie până sus. Ia, hai să vedem. Mai ai nevoie. Ba da. Ia. Nu? E cum? Așa? Așa. Mai trebuie un pic. Ce a zis? Încă puțină apă. Încă puțină apă, da? Da. Cred că până aici o să fie ok. Gata. Păi și mai ajunge asta pentru gipsul carton? 700 de grame... E, cam 700. Da. Ia, hai să mai punem o dată să vedem. Asta e, dă-o așa. E cam mult acum, nu? Dar vezi tu, că tu trebuie să simți când ajungi jos. Da, nu se ajunge, mai e ca așa. Bun, e perfect. Ia ca... Ia ca așa. Ia ca așa. Acum păi... trebuie să punem asta, nu? Ce e asta? Asta și e pudra. Să desfaci. Nu mă întreabă, îmi spune, după ce te căsătorești, eu nepoțel vreau. Zic, și dacă e băiețel? Nu, a zis că ea doi vrea, odată. Doi? Nu îi interesează. Uite, eu ți-am spus că sunt șanse mari. Deci noi în familie avem Alice, stai, nu? Verișor primar, așa. Care am doi gemeni. Gemeni seamănă lei, te uiți la ei, nici... Sora mea are fetițe care sunt identice și fratele meu are băiețel și fetiță tot gemeni. Deci sunt... Bă, miroase amet. Auzi, nu pune și puțin parfum să miroase? Nu, vii tu că ăsta nu-l folosești. Păi nu ăsta, nu. Gipsul rămâne. Uite, s-a făcut rost. Păi nu e bine. Lasă-i, Bita, că nu. Deci avem șanse. Fetiță și băiețel. Hai, ce zice cartea acolo? Să le punem pe amândouă? Stai un pic, că să... avem astea și numai cum am pus, cum trebuie să amestecăm repede. Tu dă drumul la ăla ce trebuie acolo. 60 de secunde. Și ăsta amesteci tu. Tu da, poți să amestec și eu. Că... Principesa, principesa. Deci. Principesa, ia. Principesa. Da, nu, hai câte unul. Punem unul. Îi pune iubita mea. Sigur nu-i cam mult? Zici că facem făină, gugoș. Știu. Asta de aici.
Eu zic că avem timp de zi. 60 de secunde. E un minut. Da, și avem deja jumătate. Și acum ce zice? Să punem mâinile. E cam fleașcă. Așa că vezi. Dar nu place care e asta. Aoleu, trebuie. Crema, ai uitat de cremă. E hai. Păi gata, Evita mea, ia-l oprește. Oprește, simți? Da. Să vedeți voi ce... Păi nu pe a doua, Evita, doar pe una. Da, păi da, dar să... Așa, stai că până sus trebuie. Mai dăm un pic. Să vedeți voi ce frumos o să fie. Pune așa și pe mine pe spate așa, să căpăca. Gata. Să se vadă inelul. Nu, iubita mea, cum? Așa. Gata. Să se vadă pentru toți haterii. Gata, gata, lasă. Ai ajuns jos? Nu. Păi mai dă un pic. Cât mai e? Gata. Nu mai mișcă un pic să iasă aerul, iubita mea, să nu fie... Gata? Da. Deci nu trebuie să mai mișcăm. Păi e moale, iubita. Da, știu. Păi e moale rău încă. E fleașcă. Deci ar trebui să... Nu, lasă-l că se întărește. Nu mai mișca mâinile deșitele acolo. Le mișcă pentru că se simte jos. De ăsta. Că nu-mi este ca bine, zic eu. Se simte jos? Da, nu. Hai, băgăm și a doua mână. Să facem... Să frământăm ca pe gogoși. Nu, iubita mea, eu știu că acolo zicea să mai așteptăm până se face alb sau ce zicea. Roz, iubitu! Păi e roz. Deci, hai, în timp ce stăm, da, să nu mișcăm, da? Mamă, e moale rău de tot. Știu. Ține-mă, strânge-mă bine, iubita mea. Test. Cu toate deștile, până jos să fie. E jos. E moale rău. Deci fii atent, unde scrie asta cu 60 de secunde? Deci, important, pudra de alginat să întărește foarte repede, așa că aveți la dispoziție aproximativ 60-90 de secunde să amestecați. Încercați să amestecați pudra doar când ați făcut toate pregătirile necesare. Așa, e bine până aici. Așa. Dar noi o mișcăm într-una. Păi da, dar nu avem cum, că e moale rău încă. Las că se întărește el probabil, mai târziu un pic. De 60 de secunde până se... Da, dar eu cred că nu e amestecată bine. Ia. Las că se întărește, uite, se simte. Iubita, și când o să avem gemenii, fetiță și băiețel, mai facem încă unul și le punem tălpicele acolo, ai văzut că se face? Da, ori știu. Cu piciorușul, ori cu... cu mânuțele. Asta e... Se atinge de margine. Să nu ai grijă. Oricum e moale până se... Da, dar uite, vezi că asta nu e bine, că uite, e rămas... Ce? N-are nimic, iubita mea. Iubitu, știi ce zic? Lasă, iubita, lasă că se... Trebuie să stăm vreo 5 minute. Eu am făcut în calculul că în timp ce ține mâna aici arăt poze la, de la... N-ai cum, că trebuie să stăm nemișcați, dar noi cam ne mișcăm. Păi nu, da, e ok că o să se înceapă să se întărească un pic. Și nunta pregătită, am văzut un local foarte frumos, un locaș, deci arată cam povești. Avem aici poze să vă arătăm, dar nu putem că suntem legați de mâine acum. Am pus piatra asta de aducere aminte. Domnul, mi-a binecuvântat. De ce miște acolo? De aia că simt. Ba da, s-a întărit un pic. Poate era multă apă, Iubita. Uite că se face alb, te-ai uitat, zici că se face alb? Da, atunci încă e... Ce e bine, trebuie să stăm aici. Și avem frumos postamentul ăsta. Punem frumos pe postamentul ăsta. Să scriem aici Dani și Vero. Da, uite când începe să se facă alb, a zis că se face alb pe la... Și gipsul se întărește într-o oră. Aoleu. Băi, serios? Da, îți citesc și unde. Așteptați minim o oră.
Dar în spațiu cu umiditate crescută e posibil ca timpul de uscare să fie mai îndelungat. Scoate-mă afară? Nu, iubita. Nu mai mișca. A, se simte, vezi? Se simte tot, tot că începe să se întărească. M-a luat cu transpirații. Dar asta e un lucru care o să rămână, iubita. Auzi? Mm. Îl pun la nuntă, direct pe masa cu nuntă. Vorbim cu Sorina. Ești cea mai frumoasă fată. Gata, începe să întărească. Nu mai! Începe să întărească. E bine. Era și un spray fain să le fi vopsit, da? Ceva roz, că așa era auriu. Ce? Să nu arate așa ca Ipsosul, știi? Nu, da, așa e frumos. Adică să le-ai făcut roz, cum sunt mâinile. Dar uite ce pe ale tale cum, că a ta e mai albă, a mea e mai bronzată mâna mea, vezi? Deci, a? Cum facem? Nu facem nimic, că mie nu-mi place să mă bronzez. Bronzez mâna ta sau cum? Mamă, dar parcă m-a legat cineva de mână acum. Așa o să fim toată viața, iubita. Legați. Și așa, între mâinile mele și mâinile tale, o să fie legat Domnul Iisus. Ce-am pus pe invitație. Poți să-mi dai invitația? Vrei să scoți? Nu, nu. Scoți, bă. Uitați, dragii mei, aici invitație frumoasă, selectă, gândită de ea, calculată, tot scris, tot ce vreți. Ce credeți că a pus versetul principal? Haide, ia uitați ce scrie aici. Deci Eclesiastru 4 cu 12. Și zice: funia împletită în trei nu se rupe ușor. In the mighty name of Jesus. Adică eu, principesa și Domnul Iisus. Nu se poate băga nimeni între noi. N-are acces Arsailă, n-are acces Codosul și n-are acces nimeni. I-am spus: stai. Nu, că acolo gata. Sinceritatea și deschiderea noastră unul față de celălalt și mărturisirea, tot ce simți, tot ce te doare, tot ce te apasă, să discutăm și lucrurile astea vor fi pe veci. Nu uita să citești 1 Iacov de la 5. Iacov. Da. Iacov 1 de la 5 la 8. Pentru ăștia care sunt așa puțin, care au nevoie de înțelepciune. Mai lasă, iubite, un pic. Deci la primii copilași pe care o să avem după nuntă, primii, adică eu sper că o să avem gemeni, fetiță și băiețel. Dacă Domnul Iisus ne iubește atât de tare pe amândoi, o să ne dea și fetiță și băiețel. Dacă mă iubește mai mult pe mine, o să-mi dea fetiță și o să-i pun eu numele. Dacă te iubește pe tine mai mult, o să-ți dea băiețel, o să ne dea de fapt. Așa. Băiețel și o să-i pui tu ce nume vrei. Bine. Și dacă ne dă fetiță și băiețel în același timp, găsim amândoi. Eu la fetiță, tu la băiețel. Bun? Zici că e marmeladă de aia. Jeleu. Așa e și viața. Pe unii îi învârte și îi învârte atât de tare că nu mai știu de ei și pe alții nu îi învârte deloc. Amestecul se va transforma în culoare albă circa 3-5 minute. Deci la noi a trecut... A, 10, 8 minute. Mai mult de 8 minute. Mai lasă. Ia. Poți să faci așa la degete? Să te desprinzi. Nu, cumva așa să miști. Deci foarte ușor că se rupe. Foarte, foarte. Cumva să ții mâna așa. Stai că uite, bă, aici mai e roz, iubita mea. Lasă să mai treacă. Și dacă se întărește, nu mai puteți. Nu, că el e gumos. El așa, mai tare de atât nu se face. Dar să, uite, ia aici un pic mai roz. Ok, mai lăsăm un pic. Mai lasă 5 minute. Trebuia să-l chemăm pe tatu Cuțculicu să ne predice, că e aici acum, mă, Cuțculica. Le-ai zis tu de Moldova? Le-am zis și eu. Da, le-am zis. Acum, la mama e un pic greu, că ea e cu diabetul, cu... E... Mi-a zis, mama ieri m-a întrebat. Vin? O săptămână e timp. Măcar să păi pe 16, merge pe 16, luna viitoare, vedem. Găsim o zi și ducem acolo. Așa, da, fă mâna așa. Așa, scoate încet. Nu. Stai, că la mine o să fie mai mult.
Ăsta dintre mâini oricum o să cadă, ia. Da. Am pile toate. Și după aia presărăm ca fasul, ca... Bună, vă dată, 700 de... Și cred că mai trebuie, uite, mai de... Să mai aduci un pic. Principesa, 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 principesa. Gata? Voi o să vedeți tot conținutul în câteva minute, dar la noi a durat câteva ore. Câteva ore. O oră jumate, sigur. O oră jumate, dar trebuie să așteptăm. Ești cea mai frumoasă. Și nu o glumesc. Chiar o spun din inimioara mea. Vesa mea. Întoarce invers. Deci, frații mei, știți ce e aici? Hai de mine! Principesa mea! A? Slavă Domnului! Asta este... Mamă, mi se văd venele, frate, fii atent! Iubita mea, cât de bine ai ieșit! Na, că se vede și inelul. De când se vede aici? Mamă, ce bine ai ieșit, frate. Un pic aici, vezi? Da, alea trebuie să un pic curățate. S-a ieșit aici o gaură în deget? Asta se șlefuiește. Dar uitați ce frumos a ieșit. Deci uitați-vă. Un pic trebuie... Deci se văd până și venele. Ia, uitați ce bine am strâns-o pe principesa de mână. Și ăsta o să-l punem frumos, uite așa. Și poftiți. Uite, poftiți. Că nu ești lipit măcar, nu trebuie. Trebuie lipit. Nu, stă. Adică stă, mă gândeam stă. Că stă. Dar uitați ce frumos arată. Toate detaliile, uitați și inelul cât de bine se vede. Maa. Nervurii pe aici, pe mână, uite. Și venele mele, uite cum se vede, uite cum ținea mână. Dar este o amintire care o să rămână, o amintire frumoasă. Deci noi am stat o oră jumate ca să se poată întări. Încă nu este atât de întărit.
Trebuie să-l mai lăsăm un pic. Uite, vezi, aici au avut aer, uite. Și aici. Dar, dragii mei, arată foarte frumos. Un pic câteva detalii trebuie, mai trebuie un pic aranjat, un pic așa, na. Probabil și din cauza că nu l-am amestecat noi foarte bine, dar așa în ansamblu, ca să știți, asta este mânuța ei, cu inelul, cu piatra de aducere aminte de la Paris și practic ăsta o să fie un lucru pe care noi îl ținem, uitați cum o țin eu pe ea de mânuță, pe mititica mea, pe veringivesa mea. Foarte frumos. Toată viața. Bă, dar ce degete mari am. Toată viața lângă tine și cu tine, iubita mea. Bun. Dragii mei, Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este cât, iubita? 12 noaptea? 11.40. 11.40. Mâine dimineața, la prima oră, suntem la muncă. La 7, la cât te trezești? Mai târziu. Eu la 7 trebuie să fiu la muncă. Prea iubiților, trebuie să-i și etitez ăsta ca să-l urc. Prea iubiților, nu uitați că tot ce faceți, să faceți din dragoste, căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul. Dragostea nu va pieri în veci. Cu voi a fost Daniel Popescu și Pringivesa Vringiveselor. Iar noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vedem mâine, când am pregătit un material frumos pentru voi, în care vorbim puțin despre nuntă, câteva detalii. Așa că dacă vreți să fiți lângă noi și să luați parte la bucuria noastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze.